Vă salut! No, cam asta e treaba la pauza de masă, azi. Am reușit, am dat-o toată în antifon, am fost de-a mai cumpărat antifon. Ce am mai vrut să vă zic, i-am dat și niște de-asta. Cu pensula. Nu știu, mastic sau cum Dumnezeu îi zice, scrie aici undeva. Mastic rapid. No, ăsta l-am dat eu cu pensula, l-am băgat, uitați pe aici. Aici e tentativa mea de a antifona, vedeți, cu curs un pic. No, aici e dată cu mastic. Și pe aici, prin portbagaj, am dat-o pe la oale, uitați pe acolo. Să mai vede o țără mastic acolo în colț. No, deci pe aici, tu peste suduri, am acoperit cu ăla, că meșterul nu n-o prea vrut, dar mie nu m-a plăcut cum au arătat sudurile, așa că am dat cu de la peste. Cum v-am zis, am antifonat și pe aici. Tot. Și acum au zis că vrea să-i dea un strat de vopsea pe sub, ca să nu se mai prindă praf și să... No, să o protejeze cât de mult se poate. Uitați pe acolo, ce frumos o curs. Apoi aici am dat, eu m-am prostit și un pic cu pistolul azi. No. După cum vedeți, încet, încet începe să arate tot mai multa mașină. Uitați și pe aici. Acolo iar l-am dat, eu l-am dat mai gros, unde îl vedeți așa mai negru, mai lucios. Restul ce e așa mai poros, o da meșterul cu pistolul. Eu am insistat, cred, un pic prea mult pe unde am dat. Pe partea alaltă m-a curs rău de tot, nu vă pot arăta acum că e partea de desubt. Dar, uitați aici. Mi-au zis că n-are ce... m-am murdărit. Că n-are ce rău să-i facă. No. Am pregătit și aripile. Le-o sudat. Ce-o mai avut de sudat la ele. Asta a avut aici o mică hibă. Pentru că, fiind ruginită data trecută, a fost doar, cum Dumnezeu să zic, a fost sudată. Și acum o dat-o cu grund, o antifonat-o cât am fost o plecat. Asta la fel, dar nu mă întorc, că mă murdăresc chiar tot. Și, na, acum am zis, îi mai dă un strat de vopsea pe aici pe sub, în culoarea mașinii. Un roșu de la turbat, cum o să trebuiască să fie la sfârșit. Și după aia probabil o să intrăm iar în, cum să zic, în pauză o vreme, că trebuie să mă duc iar înapoi la muncă. No, cam atât deodată, o să revin după ce e gata vopsită. No, dacă până acum tot ziceam că prinde formă, acum o prind și culoare. E nou-nouță, dată. Cred că e un pic, dar na, nici nu e uscată. Pare un pic mai deschisă decât asta ce a fost pe ea, habar n-am, nu știu. Ce nuanță o fi, ar trebui să fie roșu 28, da. No. Și pe interior. Acum nu știu cât de bine se vede aici, că deja are întuneric. Și am oprit lanterna. Cred că o pornesc să bardă după aia și interiorul. Uitați, deci, o fost dată pe partea alaltă, o fost pe partea dreaptă prima dată. Eu dat o vopseaua, am dat-o acum și pe partea stângă. O vopsit-o și... Na. Cam așa arată acum. Acum, din nefericire, e sâmbătă seara. Eu trebuie să mă întorc chiar la Sibiu, la lucru. Nu știu, probabil o să apuce meșterul să mai șlefuie pe aici, să mai dea cu chit pe deasupra, că de-aia au zis că o să o vopsim, că asta e de la lucios. Și să nu se mai prinde praful iară de antifonul ăla. No, și odată ce o lasă pe roți, să fie pe roți, să fie treabă. No, nu știu cum o să fac cu conductele și cu restul ce mai trebuie băgate pe aici, pe dedesubt, dar deocamdată am zis că să fie vopsită. No. Stați să văd, poate prind un pic din partea asta la altă. Nu se vede. Stați că opresc și dau cu lanterna. No, așa, acum e cu luminițe. Dar v-am spus, numai ce o dat, auziți că asta încă pâsâie aici. Nu. Uitați. Încă-i udă.
Eu super încântat, ca să vă spun drept. Na. Vom vedea mai încolo cum o să progreseze lucrurile. Opresc că vreau să o lăsăm paroță.